Este interzis transportul public contra cost de persoane cu un autoturism fără a deține, după caz, autorizație de taxi valabilă sau copie conformă valabilă. Asta prevede legea, însă unii gorjeni încă nu știu să o respecte. Și cum orice neregulă se plătește, un bărbat în vârstă de 38 de ani a simțit-o pe pielea lui. A fost prins în timp ce efectua transport public de persoane contra cost. Drept urmare, polițiștii l-au sancționat cu o amendă de 1000 de lei. Totodată, oamenii legii i-au reținut șoferului certificatul și plăcuțele de înmatriculare. În dimineața acestei zile, polițiștii în cadrul postului de poliție Negomir și Vulteni au depistat pe strada Constructorilor din orașul Rovinari un bărbat de 38 de ani din localitatea Negomir, care efectua cu un autoturism proprietate personală transport ilegal de persoane contra cost pe ruta Negomir-Rovinari. Prin urmare, conducătorul auto a fost acționat contravențional cu amendă în sumă de 1000 de lei, conform legii 38 din 2003, iar ca măsură complementară s-a dispus reținerea certificatului și a plăcuțelor de matriculare. De asemenea, mașina bărbatului a fost indisponibilizată de oamenii legii.